Pentru a ne însuși mai bine noțiunile de cinetică chimică despre care am discutat în acest capitol, le vom folosi în câteva aplicații de calcul. Însă înainte de asta, haideți să mai vorbim puțin despre câteva noțiuni teoretice. Avem, spre exemplu, timpul de înjumătățire. Timpul de înjumătățire, notat cu T indice 1 pe 2, reprezintă timpul necesar pentru reacția jumătate din cantitatea inițială de reactant. Expresia matematică, care ține cont de faptul că acum avem jumătate din concentrația inițială de reactant, este aceasta. Timpul de înjumătățire este egal cu logaritm natural din 2 supra constanta de viteză. Bineînțeles, putem calcula în continuare și valoarea logaritm natural din 2. Pentru o reacție de ordinul întâi, adică o reacție de această formă la care participă un singur reactant, timpul de înjumătățire este constant și nu depinde de concentrația inițială a reactantului. Și în continuare vom vorbi tot despre reacții de această formă, un singur tip de reactant care se transformă în produși de reacție. Iar expresia vitezei de reacție pentru acest fel de reacții este aceasta. Viteza este egală cu constanta de viteză ori concentrația reactantului ridicată la o putere. În acest tabel avem niște date foarte importante despre reacțiile de această formă generală. Vom vedea că reacțiile chimice care au același ordin de reacție au anumite caracteristici comune. Avem așadar în tabel expresiile vitezei de reacție în funcție de ordinul de reacție. Și vedem și ce semnifică aceste valori ale ordinului de reacție. Știm din lecția despre legea vitezei de reacție că ordinul de reacție ne arată în ce manieră variază viteza de reacție cu variația concentrației reactantului. În coloana a treia avem raportul dintre două viteze notate cu V1 și V2. V1 este viteza de reacție când avem o concentrație de reactant A notată cu C1, iar V2 este viteza de reacție la o concentrație de reactant notată cu C2, care este de două ori mai mare decât prima concentrație. Practic, acest raport ne ajută să vedem cum se modifică viteza unei reacții atunci când dublăm concentrația de reactant. Avem deci un prim caz în care raportul dintre două viteze ne dă 1. Asta înseamnă, evident, că V1 este egal cu V2. Asta presupune faptul că viteza de reacție este egală cu constanta de viteză, kappa, a reacției respective. Iar atunci când viteza nu depinde de concentrație, ordinul de reacție este egal cu 0. Concentrația reactantului la puterea 0 este 1, deci se verifică și matematic că expresia vitezei de reacție este V egal cu K. Un exemplu de reacție care să aibă ordinul de reacție egal cu 0 este descompunerea oxidului nitros. În acest caz, nu contează cât de mult oxid avem. Descompunerea va avea loc cu aceeași viteză atâta timp cât va exista reactant. Reprezentarea grafică a variației vitezei cu concentrația reactantului, vedem că avem o dreaptă paralelă cu axa concentrației. În continuare, vedem că sunt și alte tipuri de reacții, în cazul cărora viteza crește atunci când se mărește concentrația reactantului. Avem reacții în care, la o concentrație dublă de reactant, se dublează și viteza. Deci raportul dintre V2 și V1 este egal cu 2. Acestea sunt reacțiile care au ordinul de reacție egal cu 1, iar expresia vitezei lor de reacție este viteza egală cu kappa ori concentrația reactantului. Deci viteza de reacție depinde liniar de concentrația reactantului, iar reprezentarea grafică este o dreaptă ce trece prin origine. O astfel de reacție este descompunerea pentaoxidului de diazot. În ultimul caz din tabel, vedem că la dublarea concentrației reactantului, viteza de reacție crește de 4 ori. Reacțiile care respectă acest lucru au ordinul de reacție egal cu 2.
și, bineînțeles, o expresie a vitezei corespunzătoare. Viteza este egală cu K ori concentrația reactantului la puterea a doua. Grafic, această variație a vitezei este descrisă printr-o ramură de parabolă. Informațiile din acest tabel ne ajută să identificăm ordinul de reacții. Tabelul mai are o coloană despre care încă nu am zis nimic. Este vorba despre coloana cu unitatea de măsură a constantei de viteză. În unele cazuri nu cunoaștem ordinul de reacție, însă ni se dă dimensiunea constantei de viteză, iar conform acesteia deducem ordinul de reacție. Nu trebuie să învățăm pe de rost faptul că pentru o reacție de ordinul 2, K are L supra mol ori secundă drept unitate de măsură. Haideți să vedem de fapt de unde vin aceste unități de măsură ale constantei de viteză. În expresia vitezei pentru o reacție oarecare, știm sigur că unitatea de măsură a vitezei este mol supra litru ori secundă, iar a concentrației este mol supra litru, la puterea din expresia respectivă, în acest caz la puterea a doua. Cu un simplu calcul matematic în care nu avem nevoie de nicio valoare numerică, putem deduce unitățile de măsură pentru K. Deci aici unitatea de măsură pentru K va fi egală cu unitatea pentru viteză supra unității de măsură pentru concentrație. Și astfel obținem valoarea din tabel L supra mol ori secundă. În acest caz știam expresia matematică a vitezei de reacție, deci știam și ordinul de reacție, însă nu cunoșteam unitățile de măsură pentru constanta de viteză. În același fel putem deduce ordinul de reacție atunci când cunoaștem unitatea de măsură pentru K. Să zicem că ni se dă unitatea de măsură S la minus 1. Nu trebuie să fi învățat pe de rost cărui ordin de reacție corespunde această dimensiune a lui K. Avem unitatea de măsură a vitezei de reacție împărțită la unitatea constantei de viteză. Și astfel obținem că dimensiunea concentrației ridicate la puterea N este mol pe litru, de unde deducem că N este egal cu 1, deci ordinul de reacție este 1. De exemplu, pentru o reacție de această formă, cu o constantă de viteză egală cu 2,6 ori 10 la minus 4 litri pe mol ori secundă, se cunoaște că dacă se dublează concentrația reactantului A, viteza de reacție va crește de 4 ori. Și bineînțeles, ni se cere să aflăm ordinul de reacție. Putem deduce ordinul reacției în funcție de unitatea de măsură a lui K, așa cum am văzut mai înainte. Scriem legea vitezei de reacție, apoi unitățile de măsură pe care le cunoaștem și apoi îl deducem pe N printr-un calcul matematic simplu. Sau dacă nu vă prea plac unitățile de măsură, le puteți ignora și puteți determina ordinul de reacție din relația concentrație-viteză de reacție. Avem o primă concentrație, C1, căreia îi corespunde o viteză V1 cu această expresie. V1 este egal cu K ori C1 la puterea N. Și apoi avem o a doua concentrație, C2, dublă față de C1, căreia îi corespunde o viteză V2 cu această expresie. V2 este egal cu K ori C2 la puterea N. Mai știm și că a doua viteză este de 4 ori mai mare decât prima. Deci raportul V2 pe V1 este egal cu 4. Astfel înlocuim V1 și V2 din raport cu expresiile corespunzătoare. Înlocuim și C2 cu 2 ori C1
Și astfel obținem că 2 la puterea n este egal cu 4. Deci n va fi egal cu 2. Așadar, ordinul de reacție este 2. În continuare, vom rezolva o problemă în care reacția are loc între doi reactanți. Deci este vorba despre o reacție de această formă. A plus B formează produsii de reacție. Să zicem că am făcut 3 experimente cu diferite concentrații de reactant A și B, iar în acest tabel am redat variația vitezei în funcție de concentrația reactanților. Trebuie să determinăm ordinul total de reacție pe care îl notăm cu N și valoarea constantei de reacție. Toate experimentele au loc la aceeași temperatură. La această reacție participă 2 reactanți, deci expresia matematică a vitezei de reacție va fi viteza este egală cu K, ori concentrația reactantului A la puterea NA, ori concentrația reactantului B la puterea NB. NA și NB sunt ordinele parțiale de reacție, iar ordinul total de reacție este egal cu NA plus NB. Pentru a calcula N, trebuie să calculăm mai întâi valorile NA și NB. Și cum avem destule date experimentale cu privire la concentrații și viteze, înlocuim aceste date în expresia matematică a vitezei. Ne putem folosi de rapoartele între vitezele de reacții pentru a afla NA și NB. Spre exemplu, observăm că expresiile vitezelor V1 și V2 au în comun valoarea concentrației reactantului B. Astfel vom elimina din ecuație necunoscuta NB și vom putea calcula foarte simplu NA. Deci avem V2 supra V1 egal cu 1,26 ori 10 la puterea 4 supra 6,3 ori 10 la puterea 3 egal în continuare cu K ori concentrația reactantului A la puterea NA ori concentrația reactantului B la puterea NB, totul supra K, ori concentrația reactantului A la puterea NA, ori concentrația reactantului B la puterea NB. Aceste concentrații se reduc, la fel și constantele de viteză. Efectuăm calculele și obținem că 2 este egal cu 2 la puterea NA, de unde deducem că NA este egal cu 1. Acum trebuie să calculăm și celălalt ordin parțial de reacție și pentru asta ne vom folosi de raportul V3 supra V1, pentru că au în comun valoarea concentrației reactantului A. Aceste valori se reduc și la fel și constantele de viteză. Efectuând calculele, obținem că 2 este egal cu 2 la puterea NB. Deci rezultă că NB este egal și el tot cu 1. Așadar, ordinul total de reacție este N egal cu 2. Iar acum, pentru a calcula constanta de viteză K, este nevoie de un singur calcul matematic foarte simplu. Înlocuim datele într-una din expresiile matematice ale vitezelor. Să luăm, spre exemplu, V1, deci 6,3 ori 10 la 3 este egal cu K ori concentrația reactantului A la puterea 1 ori concentrația reactantului B. Și este egal în continuare cu K ori 1,04 ori 10 la minus 5. Să nu uităm de unitățile de măsură,
mol supra litru, totul la puterea a doua, pentru că am înmulțit cele două concentrații ale reactanților. Kappa va fi egal cu valoarea vitezei supra 1,04 ori 10 la minus 5. Și efectuând calculul, obținem valoarea lui K egală cu 6,057 ori 10 la puterea 8 litri pe mol ori secundă.